Numărul 789 este SMS-ul unde dumneavoastră, dacă ați scris concurs, computerul ține minte toată treaba, sună pe cineva și dacă îl găsește la telefon, ce face omul? Răspunde, sper, spre dacă binele vrea. Lui, nu? Da. Binele lui. Ia să văd eu ce drăcie mai născocești tu acum. Bună seara! Bună seara! Să văd mâinile, de unde proveniți? Sau unde trăiți, de fapt? De la Java. Haide, mă lăsa, m-a lăsat glume, nu? Nu, serios. A, după serios, parcă e ceva de pe acolo, da. Cum vă numiți? Oana. Ia, te rog, hai, cu neamurile tale. Bine. Doamna Oana, v-am pregătit o ghicitoare foarte simplă, din domeniul matematicii. Dar zi, pe graiul vostru, că nu te înțelege nemțește. Nu? Bine. Înțeleg. Zi. Așa. Doi copii. Zi, mă, ca la voi. Da, nu e așa la noi? Doi copii. Nu, acolo e la Iași. Doi copii. Acolo e la Iași. Noi la Suceava, așa. Yeah. Doi copii merg la școală. Unul intră în clasă. Răzeală. Ia ghiciți acum. Câți mai sunt pe drum? Mulți. Bravo! Mai zi o dată că... Deci, doi copii merg la școală. Unul intră în clasă. Ia ghiciți acum. Câți mai sunt pe drum? Niciunul. Cum dacă doi sunt pe drum? Unul intră în clasă. Nu mai zis doi copii merg la școală, unul intră în clasă. Exact. Dar curtea școlii tot școală se cheamă. Da, eu v-am zis hai doi copii. Hai de gata, am vrut să fac orice, măi, Ioan. Sunt mai mulți copii. Normal. E doi bine, copii așa. Se duc la școală. Trebuie să zici unul n-ajunge, unul ajunge în Rio de Janeiro. Nu, unul era răspuns. Unul? Da. Păi... Unul era răspunsul. Mă, dovadă că e emisiunea se live, pune, asta da, este important. Asta e important, da. Să rămână, Oana, zi repede ceva de pe aici, că când aud de matematică, mă apucă dracii, da. Doar matematica de râs. Numărul 13. E la tine. Televizor color, Oana. Să rămâi pe telefon să ți se spună cum ajunge la tine televizorul.